În dimineața de 29 noiembrie, polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Călăraș, împreună cu DICOT, Biroul Teritorial Călăraș, au organizat un flagrant delict, urmat de efectuarea nouă percheziții domiciliare pe raza județului Călăraș, în localitatea Dorobanțu și în municipiul Constanța. A fost vizată activitatea infracțională a cinci persoane bănuite de trafic de droguri de risc. Din investigații a reieșit că acestea ar fi cultivat pe teritoriul Spaniei cannabis, pe care ulterior l-ar fi transportat în România prin intermediul unei firme de curierat și l-ar fi comercializat la persoane din județul Călărași. La flagrant au fost descoperite 200 de grame de rezină de cannabis, iar de la percheziție au fost ridicate aproximativ 6 kg de cannabis, 47.200 de euro, 32.000 de lei, un cântar folosit pentru cântărirea drogurilor, 8 telefoane mobile și două arme cu aer comprimat și muniție. În cauza au fost puse în aplicare șase mandate de aducere, iar pe numele a patru persoane a fost luat măsura reținerii pentru 24 de ore. Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română, iar în activități au fost angrenați și jandarmi.